Robert Gârleanu figura pe lista Europol a celor mai căutați infractori din Europa, după ce, în luna mai a anului trecut, a dispărut fără urmă chiar în ziua în care a fost condamnat la închisoare pe viață de către un judecător de la Tribunalul Iași. Basarabean de origine, având dublă cetățenie, moldoveană și română, Robert Gârleanu, zis Gaspadin, și-a găsit sfârșitul sâmbătă, 1 octombrie, într-un spital de boli pulmonare din Chișinău. Informația a fost confirmată în exclusivitate pentru Litoral TV de surse apropiate bărbatului, dar care au dorit să-și păstreze anonimatul. În urmă cu 16 ani, Robert Gârleanu ucidea cu sânge rece trei bărbați. În decembrie 2000, asasinul a furat o mașină împreună cu doi prieteni, pe care i au omorât ulterior. Asasinul l-a ucis și pe un martor la crime, a cărui singură vină a fost de a se fi aflat la locul nepotrivit, la momentul nepotrivit. Potrivit anchetatorilor, după ce i-a împușcat pe hoții de mașini cu care nu s-ar fi înțeles ce parte îi revine fiecăruia, Robert Gârleanu le-a dus pe victime la aproximativ 20 de kilometri de Chisinau, într-o pădure unde a săpat o groapă, a dat foc cadavrelor și apoi a acoperit totul. Cadavrele au fost descoperite abia după 8 ani. Trebuie spus că asasinul a profitat de bâlbâielile justiției române pentru a se sustrage pedepsei, deși se știa că este un tip deosebit de periculos, având și alte antecedente violente în Palmares. Gârleanu fusese pus în libertate sub control judiciar în luna mai a anului 2015, cu două luni înainte de pronunțarea sentinței de închisoare pe viață. O perioadă, acesta s-a prezentat prezentat periodic la poliția din Iași, însă a dispărut pe 27 mai, chiar în ziua în care polițiștii au primit mandatul de executare și s-au dus să-l ridice de acasă. Robert Gârleanu avea numeroase antecedente penale, fiind cercetat pentru furt, contrabandă cu țigări, precum și aderarea și sprijinirea unui grup de criminalitate organizată.